Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. De aceea le-am și numit păcatele trupului. În ordinea din Galateni, ele sunt așadar prima, prea curvia, termenul grecesc moicheia, care înseamnă relații sexuale a unei persoane căsătorite cu altcineva în afară de soț sau soție, sau, altfel spus, relații nelegitime. A doilea termen, curvia, termenul grecesc porneia, care înseamnă comportament și relații imorale, plăcere pentru imagini și scrieri pornografice, adulter, corupție sexuală sau prostituție. Întâlnim, într-un sens larg, curvia în Biblie, acolo unde le cuprinde pe toate, cu prea curvie, cu necurăție până la desfrâu, și într-un sens restrâns, atunci unde este separată de prea curvie. Curvia referindu-se la perioada până la căsnicie și prea curvia de acolo încolo. Al treilea termen este necurăția, termenul grecesc akatharsia, ceea ce înseamnă păcate sexuale, fapte rele, vicii și, rețineți, incluzând gânduri și pofte ale inimii, pervertirea personalității. De fapt, termenul provine de la un înțeles laic, însemnând murdărire materială și fizică, dar a fost adaptat mai apoi și pentru probleme spirituale, de necurăție, de pierdere a sfințeniei, a purității. Și ultimul termen din această categorie, cel mai greu, pentru că există o scară, pe prima treaptă fiind curvia, prea curvia, urcând apoi la necurăție, și în final, ceea ce este culmea răutății în această privință, desfrâul sau desfrânarea, termenul grecesc aselgeia, ceea ce înseamnă senzualitate, urmărirea unor pasiuni până la care nu mai există rușine și decență publică, poftărea, fapte de rușine numite în alte texte, adică starea de a fi gata în a te deda la orice plăcere, încetarea considerației pentru sine și pierderea respectului pentru sine și alții. Atunci când un om ajunge în această fază, și-a pierdut orice noțiune de respect, de rușine și, așa cum spune Pavel, săvârșesc deja cu lăcomie orice păcat, ba încă sunt situații în care oamenii au ajuns să săvârșească aceste orgii în văzul lumii, mergând până la niște situații inimaginabile. Alți termeni folosiți în Noul Testament pentru această categorie de păcate sunt fără dragoste firească, Romani 1, malahi, sodomiți, 1 Corinteni 6, stricat, Efeseni 5, neînfrânați, 2 Timotei 3, pofte, desfrânări, 1 Petru 4, și oamenii care trăiesc după pofte, potrivit textului din Iuda. Acestea sunt în mare denumirile sub care se manifestă aceste atât de urâte și grele păcate. Este adevărat, există în contrapartidă parcă o tendință în societate de agravare a lor, dar în același timp o tendință de a le schimba denumirea pe zi ce trece. Este adevărat că orice limbă se înnoiește și orice popor se emancipează cu vremea și denumirile, expresiile se schimbă, dar uneori se merge pe o schimbare a expresiilor, chiar din punct de vedere a minimaliza, a acoperi păcatul. Eu am folosit acești termeni pentru că aceștia sunt în traducerea Cornilescu. Și oricum, chiar dacă i-am folosit pe aceștia, chiar dacă i-am folosit pe alții potrivit unor traduceri mai noi, gravitatea păcatului este aceeași. Fie că îi spunem curvie, fie că îi spunem adulter, fie că îi spunem relații nelegitime, în fața lui Dumnezeu este în fond același lucru. Poate pentru urechea noastră sau a unora sună uneori a fi mai puțin păcătos.
Am ales trei etape de pătrundere în om a acestor păcate sau trei etape de decădere a omului în aceste stricăciuni. O primă etapă fiind păcatul la nivelul gândirii, la nivelul inimii, apoi la nivelul fizic preliminar, ceea ce este numit a fi aprinderea poftei, și a treia fază, la nivelul săvârșirii faptei morale. În primul rând, orice păcat este și se manifestă la nivelul gândirii, la nivelul inimii. Domnul Iisus spunea în Matei capitolul 15, în această privință, deschideți vă rog, 15:19, căci din inimă ies, printre altele, prea curviile, curviile. Acolo se încuibăresc, acolo ia naștere acel germene păcătos. 5:27, ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu prea curvești. Dar eu vă spun că orice cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Domnul Iisus, ca unul care cunoștea inimile oamenilor, n-avea de nimeni nevoie să-i facă vreo declarație asupra cuiva, le-a spus, ceea ce vedeți voi manifestându-se din punct de vedere fizic, aceasta e doar o fază ulterioară, dar într-o primă fază păcatul se desfășoară și începe la nivelul inimii, la nivelul privirii, unde și gândirea face legătura între una și alta. Citim și versetul 29. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, deci această primă cădere, această primă treaptă se manifestă la nivelul privirii, sau altfel spus, pătrunde prin privire în gândire și în inimă. Scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu fie aruncat-o trupul în ghenă. Deci ochiul, această primă treaptă, atrage după sine întreg trupul în această groapă adâncă și strâmtă a curviei, cum este numită în Cartea Proverbelor. De aceea este indicat oamenii să se stopeze aici, la nivelul privirii. Și Iov, în Cartea sa, în capitolul 31, versetul 1, spunea, parcă înțelegând atât de bine aceste lucruri, făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Aceasta nu înseamnă să te leși la ochi. N-ai cum. Dar rețineți ce spune Iov. Nu mi-aș fi oprit. Treci prin lume, treci pe stradă. N-ai cum să nu vezi o femeie sau o femeie să nu vadă un bărbat. Dar să nu-ți oprești privirea. Să nu persiști asupra gândului. Să nu macini în interiorul tău acea idee. Aceasta poți să o faci. Și cu cât mai din fașă elimini un lucru, cu atât este mai ușor. Cu atât este mai ieftin, după ce s-au format atâtea gânduri. Vă dau un exemplu. Dacă o femeie pierde un copil în perioada cât este însărcinat, va ține minte, dar nu va fi legată de amintiri, nu va ști cum era copilul, ce vorbea. Dar cu cât un copil moare după ce a venit în viață sau cu cât este mai mare, cu atât nu-l poți uita. La fel este și păcatul. Dacă a murit încă în faza conceperii lui, sau nu a apucat să fie conceput, s-a pierdut imediat. Dar cu cât îl ții mai mult, cu cât ești mai mult însărcinat în mintea ta cu el, cu cât a crescut mai mult sau poate a luat ființă, cu atât este mai greu în urmă să te scapi de el. Și rămân toate acele amintiri și gânduri. Tot în această privință vă rog deschideți și la Proverbe capitolul 7. Citim aici în versetul 7 și 8. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță, la colțul unde stătea una din aceste străine și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Acea intersecție la care el s-a oprit și a luat-o pe alt drum a fost greșeala lui. Un băiat fără minte. Deci se pare că acest păcat trebuie eliminat la nivelul gândirii. Dacă acest băiat își folosea mintea, el nu a apucat pe acel drum, dar în momentul în care și-a schimbat traiectoria și a luat una greșită, Biblia spune că a fost fără minte. Dacă gândea la ceea ce urmează după aceea, dacă își urma drumul lui mai departe, dacă nu se oprea să privească pe acea străină, ca să nu mai vorbesc, să nu se oprească să vorbească cu ea sau să-și permită alte și alte lucruri, în acel moment era foarte ușor și totul se ștergea repede din mintea lui. Numai că greșeala oamenilor este că ei nu afirmă că vor să păcătuiască.
Și nu spun că vor să ajungă până undeva într-o fază avansată a păcatului, dar își permit să flirteze, își permit să negocieze cu diavolul și spune: eu doar puțin rămân aici, doar fac o plimbare, doar vreau să am o discuție. Dar cum spunea cineva, omul când se duce să bea, își propune să bea numai un pahar, dar după ce a băut un pahar, mintea lui nu mai judecă așa. Și mai bea unul și slăbită de două pahare, mintea judecă și mai slab. Dacă în prima fază nu-ți folosești mintea, în urmă capacitatea ei o să fie și mai redusă și îți va fi cu atât mai greu să te opui. Dacă în orice problemă, fie vorba de orice alt păcat, furt sau alte lucruri, din start știi să ioretezi diavolului și să spun nu și de aceea nu mă duci. Dar dacă ai spus așa, poate să vedem, nu știu exact, ai o motivație greșită, te duce încet, încet diavolul, cu preșul. Dacă la nivelul gândirii a reușit să te seducă și încet, încet te va duce apoi în eroare. Citim tot aici, versetul 24 și 25. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei și nu te rătăci pe cărările ei. În momentul în care în minte realizezi lucrurile acestea și dacă inima nu ți se abate, rămâi tare. Dar când inima începe să se ducă, când în inima ta a început să se nască iubirea pentru o altă persoană, în afara căsniciei tale, sau nu treci niște gânduri față de o persoană care ar fi interzise, n-ai avea dreptul să o iubești, nu spui la nimeni. Într-o primă fază poate nici ție nu-ți vine să crezi. Este ceva foarte sensibil, foarte ușor în inimă, dar prinde contur, ca și un copil, cum dădeam exemplu, începe să crească și într-o zi va lua ființă. Tot aici citim Geneza 34, avem acel exemplu al Dinei, Dina, fata pe care o născuse lui Iacov, Lea, a ieșit să vadă pe fetele țării. Acel adulter al Dinei a pornit de la o vedere, de la o privire. Ce credeți că a vrut să vadă la fetele țării? A vrut probabil să vadă îmbrăcămintea lor, să vadă comportamentul lor, să vadă locurile pe unde ele umblau. Nu doar să vadă oameni, doar nu vă imaginați că a trăit undeva închisă, încât ea nu văzuse fete. A ieșit să vadă fetele la o întâlnire oarecare, la o întrunire. Și totul a pornit de aici, de la o privire, numai să vadă. Nu mă uitați că vederea, spunea Domnul Iisus, dacă ochiul tău e sănătos, tot trupul e sănătos. Dar dacă de la vedere pornesc niște lucruri, tot trupul apoi va ajunge și îl va târî în ghenă. Iar despre Samson citim în Judecător capitolul 14, versetul 1. Avem din cele trei ispite a lui Samson, prima: Samson s-a pogorât la Timna și a văzut acolo o femeie. Unde a început nesăbuința lui Samson? De la a vedea, de la a privi atent, de la a-și opri ochii profund. Am putea să-l amintim în această privință și pe împăratul David, în a doua carte a lui Samuel, capitolul 11, versetul 2. Într-o după-amiază, David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și era foarte frumoasă la chip. Cât treci așa cu privirea, reușești să vezi toate aspectele acestea, că se scaldă, că e frumoasă? Nu, a zăbovit cu privirea asupra ei. Și după această zăbovire am putea să spunem că a urmat ceea ce a fost neplăcut înaintea Domnului, cea mai grav păcat al lui David. Am putea să spunem, ca și cum în domeniul circulației sunt zone unde staționarea este interzisă și parcarea de asemenea. La fel, în dreptul unor femei, bărbații ar trebui să-și pună în mintea lor acest semn: parcarea e interzisă, staționarea e interzisă, și femeile invers. Dacă o să staționezi așa la gândul că poliția nu-i prin preajmă, frații nu te văd, părinții nu te văd, o să vezi că în urmă o să te trezești pe parbriz cu eticheta că parcarea aceea e cuplată și o să pleci de acolo. Păcatul e o cursă când o să-ți dea drumul, nu când vrei. Al doilea nivel al păcătuirii în această privință este nivelul fizic preliminar, 1 Tesaloniceni 4 cu 3 la 5.
Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. De la privire, de la păcatul în inimă și până la păcatul propriu-zis, există acest proces de aprindere a poftei. Sau ceea ce avem scris în Proverbe 6, cu 27 și 28, poate cineva să ia foc în sân fără să-i se aprindă hainele? Sau poate merge cineva pe cărbune aprins fără să-i ardă picioarele? Aceste situații adiacente care aprind pofta, am putea să spunem că se manifestă mai întâi prin vorbire. Deschideți, vă rog, la Proverbe 5, versetul 3 și 4. Căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii este mai lunecos decât un de lemnul. Cum au zis Samson și filisteenii, apoi ce-i mai dulce decât mierea? Și am continuat, ce-i mai lunecos decât un de lemnul? Dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Picioarele ei pogoară la moarte și pașii ei dau în locuința morților. Poate ați văzut medicamente care au un strat foarte subțire, dulceag, ca să le înghită și copiii. Dar dacă se sugă pe ele în gură, după nu le mai înghit, numai cu forța, cu lacrimi. Așa este și acest păcat. Este dulce la suprafață ca mierea și lunecos ca un de lemnul. Dar în urmă este amar ca locuința morților. Citim tot în Proverbe 6, 24, ele, adică îndemnul și mustrarea, te vor feri de femeia străcată, de limba ademenitoare a celei străine. Ce înseamnă ademeni? A înduce în eroare, a falsifica, a deruta. Diavolul niciodată nu-și poate exprima și expune pe față voile lui. Ar însemna să vină să ne spună, să-i fi spus Evei, am venit la voi că vreau să vă scot din rai, și vreau să vă duc în iad și de acum încolo tu să naști toți copiii cu durere și soțul tău Adam să muncească până să transpire toată ziua. Ce zicea Eva către diavolul? Păi, fii sigur că l-a lungat. Dar diavolul nu merge așa și nici slujitorii lui, ei se prefac în slujitori ai luminii. Citim și în 7:5. Zinții lepciunii, tu ești sora mea și priceperea numește-o prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvinte ademenitoare. Iar versetul 11 ne spune, era bună de gură. Și continuăm cu versetul 21, tot vorbindu-i, l-a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Se pare că oamenii nu cedează dintr-o dată. La o primă propunere, sunt unii care pot fi duși în eroare la prima întâlnire. Dar imaginați-vă uneori ce diplomație dovedesc aceste femei sau acești bărbați. Imaginați-vă numai pe nevasta lui Potifar. Câte zile l-a bătut la cap? O femeie care are totuși un pic de stricăciune în iada mare și un pic de pardon, poate că o luat-o sau pe un bărbat, l-a luat diavolul odată pe dinainte, s-a scăpat într-o anumită ispită, într-o conjunctură, să-i spună unui partener niște lucruri murdare. Dar uitați, asta n-avea niciun fel de pardon. Toată ziua o refuza Iosif și toată ziua mergea cu povestea aia înainte. Și tot ademenindu-l că era bună de gură, a încercat să-l ducă. Și pe mulți i-au dus. De aceea este important, spunea cineva, să nu dialoghezi cu diavolul, că te bate în dialectică. Să nu ne permitem în a trata, la gândul, cu diavolul nu poți fi politicos, cu diavolul trebuie să fii militaros, că diavolul nu știe de politețe, el numai de lege și de forță. Nu putem să negociem sau să tratăm. Că adevărul nu se vinde niciodată la jumătate de preț. Și spunem, ne permitem, dar ne permitem numai atât. Cum spunea cineva de o afacere, ce nu trebuie să te mânjești mult, numai un picuț. Diavolul mulțumit într-o primă fază, cu puțin tel, că apoi puțin aluat face să
dospească toată plămădeala. Și nu trebuie, spunea Iacov, s-a prins pădurea ăia din Indonezia, nu s-au trudit 2-3 luni să o prindă și 2-3 luni să o stângă, nu. E suficient, spunea Iacov în capitolul 3, un foc mic ce pădure mare aprinde și limba aprinde toată roata vieții, tot trupul aprinde. Deci doresc să știm ce vorbim și să ne folosim urechile atunci când cineva vorbește, mintea și inima, ca să stopăm din prima fază păcatul. Amin? Domnul să ne ajute. Un alt nivel preliminar este cel al îmbrăcămintei. Citim în 7 Proverbe cu 10. Și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Orice s-ar spune, cu orice s-ar motiva, biblic nu puteți motiva. Dacă și cei din ceruri care sunt scutiți de păcate și de pofte în fața lui Dumnezeu, heruvimii, serafimii își acopereau trupurile. Dacă și Domnul în ceruri l-a văzut Ioan îmbrăcat cu o haină așa și așa. Dacă și cei din ceruri au anumite norme în această privință. Dar noi pământenii, pentru ca cineva să desfășoare anumite activitate, îi trebuie și un echipament pe măsură. Ca cineva să fie o femeie străcată sau un bărbat străcat, îi trebuie și haine pe măsură. Era îmbrăcată ca o curvă. Și avem în Geneze 38, când Iuda s-a dus la prietenul său Hira, Adulamitul, și tundeau oile, versetul 14 din Geneze 38, atunci ea și-a lepădat hainele de văduvă, vedeți, ca văduvă avea un anumit fel de haine. S-a acoperit cu o mahram, s-a îmbrăcat cu alte haine și a șezut jos și Iuda când a văzut-o a luat-o drept curvă. De ce nu a stat cu hainele alea de văduvă? Pentru că o lua drept o văduvă. Dar s-a îmbrăcat cu alte haine pentru că aia vroia să pară ea. Deschideți, vă rog, la 1 Petru, capitolul 3. Acum discutăm cu surorile, numai că trebuie să fie atenți și frații. Într-o biserică discutam cu o soră. Nu era vorba doar de haine, mai multe aspecte. A spus, soră, ești puțin în relief, în sus, nu în jos, față de restul oamenilor. La care ea a spus, așa mă vrea soțul. Deci, din acest punct de vedere, poți să asculte și bărbații. 1 Petru 3 cu 1. Tot astfel nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, ca dacă unii n-ascultă de cuvânt, rețineți, deci femei cu bărbați nepocăiți, sau poate pocăiți, dar mai firești, când vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere, podoba voastră să nu fie podoba de afară, care stă în plătitura părului, în purtarea de scule de aur sau îmbrăcăminte hainilor, să fie om ascuns a inimii și se motivează uneori, dar așa îmi pretinde soțul și nepocăit. Dar dacă ți-ar pretinde să umbli îmbrăcată ca o curvă, ai umblat, așa îți pretinde soțul? Aici e scris unor femei care au bărbați nepocăiți. Lor le spune să fie în omul dinăuntru cum trebuie, că așa își vor cuceri bărbații, nu cu echipamentul din afară. Aceasta a scris Petru. Deci, în mod deosebit, la femei este acest aspect. El poate să apară, bineînțeles, și la bărbați, pentru că acum este posibil orice. Atunci când ne îmbrăcăm, este acel cuvânt prin profeți, pentru cine te-ai gătit, pentru cine te-ai sulemenit? Pentru soț? Soțul este tot timpul acasă, în fața soțului, poți să apare oricum, dar atunci când ieșim în lume, ce vrem noi să părem în fața oamenilor? Îmi spunea o soție căsătorită și eu port verighetă că vreau să dovedesc celor din jur că eu sunt căsătorită, este un semn. Și da, să vedeți ce am pățit într-o seară la tramvai, m-a înfășcat unul și cu greu am scăpat. Zice, n-a văzut verigheta. Zic, știi de ce n-a văzut-o? Verigheta e foarte mică, este invizibilă, mai cu o seamă seară. În Biblie e scris că altul semnul căsniciei, baticul, ăsta e mai vizibil. De ce umbli cu un semn mic dacă tu vrei să porți semne că ești căsătorită? Poartă unul biblic și mai mare. Deci se pare că nu aceasta e motivația. Motivația este alta.
nu neapărat să dovedească cineva că este căsătorit. Adevărata frumusețe este oricum pe dinăuntru. Dar când cineva vrea să pozeze o frumusețe pentru a induce în eroare pe cineva, pentru a demeni, este păcat. Și s-ar putea tu în tine să nu fii vinovată cu nimic până la o anumită măsură. Dar cei care te văd, ce cred despre tine? Proverbe 7:10, partea a doua. Și iată că i-a alergat înainte o femeie, picioarele nu-i puteau sta acasă. Și versetul 22, de îndată a început să meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cer care aleargă spre cursă. Și 27, casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morții. Proverbe 5, de la 5, picioarele ei pogoară la moarte, pașii ei dau în locuința morților. Așa că ea nu mai poate găsi cărarea vieții, rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele, depărtează-te drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei. Sunt acele plimbări, așa am citit în versetul 6, că nu știe unde merge. Dacă întreb uneori pe un tânăr sau pe o tânără, unde te duci? Nu știe unde merge, merge la plimbare. Deci este un drum care n-are rost, decât este un drum care va să sugereze ceva. De fapt, noi știm unde merge, spre locuința morților. Da, aceasta nu e un indicator pe aici, prin centru, spre locuința morților. Poți te duce ori încotro. Dacă umbli așa, fără treabă, o plimbare din asta care n-are al rost. Oamenii fac cele mai multe păcate când sunt liberi, când n-au nicio treabă. Un om care e grăbit și are o treabă și dacă vrea să facă o rău și la mână pe de altă dată, este o treabă urgentă care trebuie să o rezolve. Citim și în 6:29, tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta aproape lui său. Versetul 8 din 7, trecea pe uliță, la colțul unde stătea una de cese străine și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg seara, în noaptea neagră și întunecoasă. De regulă, aceste plimbări se derulează seara. Sunt niște plimbări fără rost, care au în ele în sine sâmburile de păcat. Niște băieți la locul lor. Ei sunt ori la lucru, ori merg la o întâlnire sfântă, ori stau acasă și studiază și se roagă, ori merg la ceva concret și bun. Și fetele de asemenea își văd de treburile casei. Una care până a fost fată, a fost doar cu plimbările ei, cam greu să citești versetul scris de Pavel după ce se căsătorește, să fie gospodină, să-și vadă de treburile casei. Că ea nu a fost obișnuită cu așa ceva. Eu cred că printre noi nu sunt, dar asta le țineți minte, să le spuneți la altele. Iar dacă sunt tentați dintre noi, Domnul să ne dea izbăvirea. Să ne păzim de astfel de plimbări păcătoase, ca și David. Ce făcea David? Se plimba pe acoperiș. Săracul ce David? N-avea companie, n-avea de lucru, se plimba pe acoperiș. L-a costat plimbarea. Păi sigur că în acea plimbare, când n-ai nicio treabă, când te duci fără treabă, ai multă vreme să te uiți. Când te duci cu o treabă, n-ai vreme de privit. Dar plimbările presupun un mers agale care dă loc la priviri și la povești. Era bună de gură, că se plimba fără nicio treabă, nu era grăbită și avea și spațiu să se uite. Alt aspect, deja mai grav, dar fiind seară, fiind plimbări, fiind povestea lungă, după priviri multe, asta urmează. Îmbrățișări și sărutări. Proverbe 5 cu versetul 20. Fac o paranteză, sunt niște lucruri care poate unii consideră nu trebuie abordate în plen. Nu trebuie abordate în plen. Tăcem din gură în plen până când o să le vedem pe stradă în plen sau cum. Deci nu-i rușine în plen să vorbești despre ele, e rușine să se desfășoare astfel de lucruri în plen, în văzul lumii. Și acum, având în vedere gradul de cultură, dacă o putem numi așa, este într-o așa manieră încât orice copil este familiarizat cu asemenea noțiuni. De aceea educația se pare că trebuie să înceapă la o vârstă mai repede decât ca și cum a fost până acum. 5:20, și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișa sânul unei necunoscute? Termenul grecesc porneia pentru curvie
pornește de la un verb care înseamnă a vinde și a cumpăra. Deci, este o dragoste vândută și cumpărată. Pentru ce ai îmbrățișa o străină și ai strânge sânul unei necunoscute? De regulă, lucrurile acestea se derulează, așa cum am văzut în Geneza 34. A ieșit să vadă pe fetele țării și a avut loc ceea ce se numește acum a fi o dragoste la prima vedere. O necunoscută, o străină, pentru ce ai îmbrățișa-o? Care de fapt sunt rezultatele? Citim și 7:13. Ea l-a îmbrățișat și mai oribil și l-a sărutat cu o față fără rușine. Aceste lucruri pentru niște oameni al lui Dumnezeu au în ele decența lor, rușinea lor. Dar atunci când omul ajunge într-o fază cât mai avansată a păcatului, își pierde noțiunile acestea. L-a îmbrățișat, l-a sărutat cu o față fără rușine. Și apoi urmează, citim în Matei capitolul 5 ceea ce spunea Domnul Iisus despre mădulare, că ar trebui să fie eliminate, îndepărtate. 5:30. Dacă mâna ta cea dreaptă, așa că fetele se țin de-a dreapta și băieții cu mâna dreaptă nu stau cu minți, te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău, că pentru ce ai îmbrățișat o străină? Și este mai folos să piară unul din mădularele tale, să nu-ți fie aruncat-o trupul în ghienă. Acel fiu risipitor din Luca 15, pentru ce a făcut-o? Doar pentru a-și cheltui averea. Prietenii nu iau bani, nu topesc bani cât topesc de străbălările. Că prietenii de bine, de rău, mai dau și înapoi ceva. Prietenile se țin cu bani, dar uneori este cu dublu sens acest schimb. Dar în destrăbălare se strică cei mai mulți bani. Este scris în Cartea Proverbelor, în capitolul 6:26, căci pentru o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine. Și o femeie măritată întinde o cursă unui suflet scump. După aceste etape urmează o alta, care de fapt este ultima, înaintea păcatului propriu zis, prezența la întâlniri în templele păgâne, cum era în vechime, și acum am putea spune la discoteci, la alte localuri de noapte, sau chiar în anumite case, fie că poartă în exterior sau nu un titlu de case pentru lucruri murdare. Citim în această privință, în Exod 34:16, nu cumva să iei din fetele lor, a celor de afară, neveste fiilor tăi și astfel fetele lor curvin înaintea Dumnezeilor lor, să tărască și pe fiii tăi să curvească înaintea Dumnezeilor lor. Atunci când te invită un tânăr sau o tânără, sau poate chiar pe cineva mai târziu căsătorit fiind, la o asemenea întâlnire, la un asemenea local, el nu-ți va spune din start că trebuie să dansezi și tu, trebuie să faci tu alte lucruri murdare, să te compromiți, doar să asiști, doar să vezi, doar să discuți. Dar în final, după ce te vei opri acolo, citim în Proverbe 7:18-20, urmează după toate acestea, vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, căci bărbatul meu nu e acasă, a plecat într-o călătorie lungă. Când omul este ajuns aici, intră în casă și citim și în Ieremia 5:7, cum să te iert? Îi spune Dumnezeu lui Iuda. Zice Domnul, copiii tăi m-au părăsit și jură pe Dumnezei care n-au ființă și după ce le-am primit jurămintele, se dedau la prea curvie, aleargă cu grămadă la casa curvei. Cei care sunt tineri știți mai bine ca noi. Care sunt locurile unde nu este înălțat Dumnezeu ca Domn și Stăpân, ci unde Afrodita, Bacus, Venus și ceilalți aliați al lor domnesc din plin. Niște nepoți au propus unei bunici, bunică, vină cu noi la film. Uite la cinematograf, vezi și dumneavoastră ce n-ai văzut, dacă erau asemenea lucruri și când erai dumneavoastră tânără, să știi că și dumneavoastră te duceai. Dar n-or fost, bine măcar acum să prinzi ocazia până nu mori. S-a dus bătrânica și când a intrat,
S-a plecat pe genunchi, a început să roage și o sări nepoții pe ea: bunică, dar aici nu-i pentru așa ceva. Dacă nu-i loc pentru Domnul, nu-i nici pentru mine. Rămâneți voi, eu plec. Cum putem să credem că în asemenea localuri ar putea să intre un copil al lui Dumnezeu? Este inadmisibil. Este ca și cum cineva și-ar propune: mă duc să locuiesc pentru o vreme în iad și apoi o să ies afară. Nu se poate, evada de acolo. Sunt atâtea versete care ne spun aici în Cartea Proverbelor, exemplu 27 din 7, că drumul ei pogoară spre locuința morților. Nu se poate să mai găsești drumul înapoi. Cine apucă pe această cărare se pierde. Cu aceasta nu vrem să spunem că dacă cineva a căzut nu mai are o șansă. Vom vedea noi că se poate reveni de acolo, dar mai greu. Continuăm cu al treilea nivel și în această privință o să amintim trei situații de păcate din această categorie. Deschideți mai întâi la Proverbe 23:27, căci curvia, am putea spune, este o groapă adâncă și străina o fântână strâmtă. Dintr-o groapă adâncă și strâmtă greu se iese. În primul rând avem în această privință relații sexuale cu persoane de sex opus, fie din categoria curvie, fie prea curvie. Deuteronom, capitolul 22, avem aici de la versetul 13 la 30 acea situație pentru curvie, atunci când o fată este nelogodită, și pentru prea curvie, când este vorba de cineva de la logodnă încolo. Rețineți acest aspect, nu de la nuntă, ci din momentul logodnei încolo se consideră a fi prea curvie, pentru că logodna presupune deja o anumită înțelegere, un anumit legământ între cei doi. Notăm și din Cartea Osea, capitolul 4, versetele 12 la 14, poporul meu își întreabă lemnul și toiagul lui prorocește, căci duhul curviei duce în rătăcire și sunt necredincioși Dumnezeului lor. Aduc jertfe pe vârful munților, artă mâie pe dealuri, sub stejar, plop și terebinți, a căror umbră este plăcută. De aceea fetele voastre curvesc și nororile voastre sunt prea curve. Deci curvia până la căsătorie, prea curvia de acolo încolo. Nu pot pedepsi pe fetele voastre pentru că sunt curve, nici pe nororile voastre pentru că sunt prea curve, căci ei înșiși se duc la o parte cu niște curve și jertfesc împreună cu desfrânatele din temple. Poporul fără minte aleargă spre peire. Oamenii și-au pierdut minte, de-aia le este scris versetul 11 de aici: curvia, vinul și mustul iau mințile omului. Și omul nu mai raționează, nu mai judecă. Pentru că nu există logică în această privință. Ce logică a avut David? N-avea atâtea neveste, n-avea cât Solomon, dar avea destule, mai mult decât îi trebuia lui. Ce logică era să mai adauge încă una lângă ele? Dar mintea i-a fost luată pentru că a pășit pe acele trepte preliminare fără să se oprească în momentul în care trebuia. Citim de asemenea în Evrei, capitolul 13, versetul 4. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patrul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Așadar, este simplu de enunțat, poate mai greu de trăit. Până în momentul căsătoriei, Biblia interzice orice fel de relații. Iar după căsnicie, doar între cei doi. De altfel, căsnicia este un refugiu în fața acestor probleme. Un al doilea domeniu este format de acele pervertiri. Deschideți la Roman, capitolul 1, când oamenii au schimbat întrebuințarea ferească. Citim în versetul 24. De aceea Dumnezeu a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singur trupurile. Avem de-a face cu ceea ce în 1 Corinteni 6 este numit malach, sau în Geneze 38, de la onan, onanie, acea autosatisfacere a poftelor, și este frecventă printre tineri și tinere. Și vă rog, nu
o treceți cu vedere la gândul că este o necesitate fiziologică. La urmormei, oamenii spun că și curvia e tot o necesitate fiziologică. Nu putem să trecem atât de ușor peste Scripturi. Apoi versetul 26, din pricina aceasta Dumnezeu a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel, și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii și s-au prins de pofte unii pentru alții. Știți despre ce este vorba. Fac iarăși o paranteză despre acea carte scrisă de un director al unui seminar din Anglia, trist, foarte trist, Descătușarea sexului, teologia sexualității, apărută și în limba română, în care aceste lucruri sunt deslegate și se spune că Pavel le-a condamnat aici pentru că ei se jigneau unii pe alții cu aceasta, nu că ar fi păcat în sine. Cine întâlnește acea carte poate să o pună pe foc, încă nu s-o stinge jarul al lui alea din Fapte 19, al lui vrăjitorii aia. Deci, efectiv, aceste lucruri trebuie amintite, pentru că aceste curente din Occident au pătruns treptat și la noi și vor pătrunde într-un limb alarmant de acum încolo. Și știți prin cine vor pătrunde? Foarte simplu. Prin cei care își permit astfel de lucruri și ei vor trebui să le apere. Și atunci ei vor face o teologie ca atare. Citeam despre arhiepiscopul de Canterbury, capul bisericii anglicane, care are 4 copii, din care 2 ori divorțat. Și spunea că până la acest moment, în biserica anglicană nu s-a legiferat divorțul și recăsătorirea. Deci, eu am văzut în familia mea că nu se poate altfel și trebuie să-l introducem. Deci, vor intra mai întâi păcatele în familiile lor, de regulă în familiile celor ce conduc, și apoi ei vor promulga niște legi ca să-și acopere faptele. Dar, chiar dacă vor mai trece 50 de ani, să nu uităm ce e scris în Biblie. Biblia rămâne. Cum spunea Luther, Biblia nu e nici antică, nici modernă. Biblia e veșnic. Amin? Domnul să ne ajute așa să credem. Mai putem să amintim în această privință și din 1 Petru 4:3-4, pentru că în limba greacă sunt folosite aici termenii pentru desfrâu, pentru acea nerușinare, pentru exacerbare a poftelor. Ajunge în trecut că ați făcut voia neamurilor, ați trăit în desfrânări, în pofte. Vedeți, toate acestea se leagă. Desfrânări, pofte, beții, ospețe, chefuri, slujirii dorești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu mai regați împreună cu ei la același potop de desfrâu. Și vă batjocoresc, rețineți. În așa măsură era avansat și în perioada cât au trăit apostolii, în perioada Imperiului Roman, în așa măsură era avansat desfrâul, încât se spunea că și castitatea este o dovadă a urățeniei. Unii dintre cele mai vestite femei ale lumii grecești, se spune că romanii au învins, din punct de vedere militar, pe greci, dar din punct de vedere cultural, i-au învins grecii pe romani. Unii dintre cele mai vestite, din punct de vedere al filozofiei lor, erau amante ale marilor oameni. Se spune că în acea vreme unii nu-și numărau căsnicia după numărul de ani, ci după numărul de femei. Erau niște orgii de nepovestit. Și foarte mulți din filozofii care noi îi cinstim potrivit cu scrierile lor au fost de fapt niște străcați. Lucrurile se repetă și acum. Și să nu ne mire faptul când oameni cu nume vor dovedi aceste lucruri. Și ceea ce e mai trist, că dacă numai cei de jos, cum e scris în cartea profetului Ieremia, spune el la un moment dat, credeam că numai poporul de jos este străcat. M-am dus la cei mari. Dacă încolo și ei au părăsit legea, că dacă numai cei mici ar face prostii, păcatul n-ar fi ridicat la rang de virtute, că ar pune legea pe ei, dacă și cei mari fac, atunci cei mici îți debat jocură. Cei mici nu pot batjocori pe cei mari când greșesc, dar cei mari o pot face când vor. Și atunci cei mici se pot asocia, ca și când a fost răstignit Domnul. Preoții au făcut gălăgie, în urmă a fost ieftin să facă și poporul. Ba chiar a fost împins și provocat în această privință. De asemenea, mai citim doar Efeseni 4:19, cuprinde tot asemenea expresie. Ei și-au pierdut orice pic de simțire. S-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Aici ar putea, de fapt, să mai adăugăm și cealaltă pervertiri, care chiar că ne este greu să le pronunțăm, fel și fel de relații în N situații și cu N persoane. Putem să mă amintim doar relațiile sexuale cu animale, care n-au fost doar în vechime și actualmente se desfășoară. Pare curios
Dar în vechime oamenii trăiau în natură, dar acum câinii locuiesc în casele oamenilor. Și lucrurile acestea sunt printre noi. Citim în Levitic, capitolul 20, versetul 16, dacă cineva se apropie de o vită, să ucizi și pe femeie și pe vită. Se pare că și în animale există un anumit instinct, că e scris în Geneza 6, că înainte de potop și animalele își străcaseră cărarea. Se pare că și animalele se pervertesc într-o așa manieră, încât după ce au fost folosite de către oameni, le rămâne un anumit simț în această privință. Au și ele o anumită atracție pe linia aceasta. Deci trebuia ucisă și una și alta. Până aici, aceste trei etape, ceea ce mai amintim de data aceasta este doar interzicerea de către Scriptură, în familie, în biserică și în societate a acestor lucruri. Citim mai întâi despre situația în familie, Levitic 19 cu 29. Să nu-ți necinstești fata, dându-o să fie curvă, pentru ca nu cumva țara să ajungă un loc de curvie și să te umple de fără de lege. Poate între noi n-ar fi cazul să spui chiar așa direct, să nu-ți dai copilul să desfrâneze. Dar ați văzut că desfrânarea nu-i numai actul propriu zis în sine, e o poveste lungă. Tu nu-l trimiți să curvească, spus așa, dar îi accepți să vadă un film, îi permiți cu știrea ta să se plimbe, să aibă prieteni când nu-i cazul de căsătorie, îi permiți să citească anumite cărți care îl vor afecta. Asta înseamnă să-l dai. Că nimeni când își dă copilul la școală nu îl dă direct la facultate. L-ai dat numai în tantâia acum. Dar după aia îl duc ei dascălii până termine facultatea și pe când s-o vine acasă cu diploma. Dar unii nu vor să creadă așa ceva. Au fost situații când au fost sesizați de cei din jur, zice, face copilul tău? Nu, copilul meu nu face asta. Și îmi spunea un tată, zice, eu nu am văzut pe fica mea făcând așa ceva. Mă zic, fii sigur că nu o să o vezi tu prima, primii o să vadă alții. Părinții văd numai la urmă, că de părinți se ascund cel mai mult, dar ca părinte ai această îndatorire. Încă de mic și încât putem să-i ferim. Că vor fi situații și vremuri când, oricât am ocrotit noi, când sunt mici, spunea cineva, 3-4 acoperi cu o pătură, când sunt mari, unul poate nu reușești. Dar în ce putem, Biblia spune, să nu ți-l dai tu cu știrea ta, cu acceptul tău. Și cât poți să frânezi și să interzici așa ceva. Apoi în biserică, citim în 1 Corinteni 5 cu 11, spunea apostolul Pavel, v-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvare. Tinerilor, tinere, pe cei care știți că sunt curvari, nu de aia cu facultate, de aia în faza de inițiere, de ce umblați cu ei? Dacă Biblia scrie, nu te împrietenei cu om mânios că te dai la faptele lui. Credeți că curvia e mai puțin molipsitoare ca mânia? De ce te împrietenești cu el? Sigur vei cădea. Nu este o probabilitate, este un lucru cert. Nu te însoți cu așa ceva. Iar pentru cei din conducere este scris, versetul 12, nu-i datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru și 13, dați afară dar de mijlocul vostru pe răul acela. Dați-l afară. Un măr stricat, o smochină rea, a spus Dumnezeu lui Ieremia, trebuie scoasă, că le afectează și pe celelalte. Domnul să ne cerceteze pe toți. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.